Salut, sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de origami 3D. În acest tutorial am să vă arăt cum să faceți această vază care arată așa. Haideți să trecem și la tutorial. Ok, pentru a începe acest model vom face o bază de 35 de perechi verzi și pentru a face o pereche vom lua o piesă verde cu spatele și încă una normală și le vom conecta între ele astfel. Și acum facem 35 din acestea în total și apoi le conectăm pe toate între ele pentru a forma baza. Ok, și baza noastră va arăta momentan așa. Acum vom adăuga încă un rând de piese verzi deasupra, însă acestea vor fi puse cu spatele. Ok, și acum oriunde dorim noi, adăugăm 3 piese verzi normale, după care adăugăm 2 piese albe, apoi din nou 3 piese verzi, și acum vom adăuga 2 piese galbene, Apoi din nou trei piese verzi. Și apoi adăugăm două piese portocalii. După care repetăm modelul. Da? Și adăugăm trei verzi, două albe și așa mai departe până când repetăm modelul încă o dată. Astfel și acum adăugăm din nou trei piese verzi. Și la final vom rămâne aici cu două spații unde vom putea adăuga două piese și vedeți că prima culoare diferită a fost alb, ultima portocaliu, deci aici la mijloc vom adăuga galben pentru a nu se repeta culorile, adică să fie aceeași culoare de două ori. Și modelul va arăta ceva de genul acesta, da? Acum vom adăuga rânduri în continuare folosind aceeași regulă, da? Trei piese verzi și două colorate. Însă, de data aceasta ne vom muta cu o piesă mai la dreapta, adică vom pune două piese deasupra, astfel, da? și vedeți că mă mut pe diagonală, după care adăugăm trei piese vers și vedeți că și acestea sunt mutate un pic pe diagonală, un spațiu mai la dreapta, și continuăm să adăugăm piese folosind aceeași regulă până când terminăm rândul. Okay. Și modelul va arăta așa, acum adăugăm piese iarăși, două albe aici deasupra și din nou ne mutăm cu o piesă mai la dreapta și vedeți că se va crea o dungă pe diagonal, da? Apoi adăugăm aici trei piese verzi, după care două galbene și acum din nou trei piese verzi, apoi două portocalii. Și continuăm să adăugăm piese astfel până când completăm rândul. Ok, și modelul va arăta așa. Vedeți că piesele colorate formează o dungă pusă pe diagonală și bineînțeles și cele verzi dintre ele. Și aceasta va fi regula pe măsură ce adăugăm rânduri. Bineînțeles, respectăm culorile și ordinea acestora și pe măsură ce adăugăm câte un rând în plus, ne vom muta cu o piesă mai la dreapta. Și vedeți că în total avem trei rânduri colorate, da? Puse până acum. Vom continua să adăugăm rânduri astfel până când în total vom avea 12 piese colorate puse una peste alta. Momentan avem 3, continuăm până la 12. Ok, și după ce am adăugat toate rândurile, modelul va arăta așa. Pentru mine, în acest caz, eu zic că este puțin scund modelul, așa că voi mai adăuga încă 4 rânduri da, deasupra, voi avea în total 16, însă dacă pentru voi este înălțimea ok, puteți să lăsați așa sau bineînțeles să mai adugați și voi până la înălțimea dorită. Eu voi mai aduga încă 4 rânduri pentru a avea în total 16 rânduri aici. Ok, și modelul va arăta așa. Acum deasupra vom aduga un rând de piese verzi puse cu spatele. Ok, și acum punem vasul deoparte și vom lua 35 de piese verzi și le vom conecta pe toate într-un băț astfel, da? Pur și simplu le punem una peste alta pentru a face un băț foarte mare și conectăm în total 35 de piese verzi între ele. Okay. am făcut o mică greșeală mai devreme, am conectat 45 de piese în total și acum vom uni capetele între ele pentru a obține o roată cu mare atenție care va arăta așa. Și acum, pur și simplu, o vom lipi aici deasupra, astfel încât să arate așa, da? și să mai închidem din acest spațiu mare de aici. Bineînțeles, acest pas este opțional. Dacă vreți să-l săriți, puteți să o faceți, însă eu zic că arată mai bine cu acest inel deasupra. Și, bineînțeles, după ce am lipit acel inel, acesta, aici, Modelul nostru va fi gata și va arăta așa, da? Este o mică vază, extrem de ușor de făcut și eu zic că arată foarte, foarte bine. Și bineînțeles, puteți să puneți și niște flori din origami în ea și, ca încă un pas suplimentar, nu uitați să lipiți aici un carton la bază pentru a acoperi și gaura aceasta de jos. Atunci când îl veți ridica, o să vă cadă florile din el dacă nu aveți aici la bază ceva lipit, așa că va trebui să faceți și acest lucru. Da? Și apoi, după cum am spus, modelul va fi gata și va arăta așa. Și bineînțeles, aici se va încheia și tutorialul pentru acest model. Sper că v-a plăcut acest tutorial și că va ieși și voi acest model dacă ați încercat să-l faceți. Dacă aveți vreo sugestie sau vreo nelămurire, nu este să lăsați un comentariu mai jos. Like, share și subscribe și ne auzim în următoarele tutoriale. Salut! în spatele camerei, da? După cum am spus, Lebăda o știți deja, puteți să căutați tutorialul pe canal, este un model extrem de simplu de făcut, dacă doriți și voi...